copiii le este rușine cu mama lor. Poate de multe ori spun, măi, mamă, stai acasă că ești prea grasă sau ai mâinile crepate, nu știi să-ți faci unghiile, nu știi să îți vopsești părul, nu știi să mănânci cu furculița și cu cuțitul. Vreau să vă spun, părinții aceștia ne-au dat viață și dacă avem, haideți să-i sunăm, haideți să le mulțumim, să spunem, mamă, te iubesc. Dacă îți trăiește tata, să spui, tată, te iubesc. Chiar dacă nu m-ai trimis la școli înalte, n-am ajuns mare savant, dar îți mulțumesc că mi-ai dat cel mai frumos dar, viață. Slăvit să fie Domnul. Și de aceea dorim ca Domnul să binecuvinteze în continuare pe sora Mariana, vă lăuda pe Domnul cu o cântare. Apoi Deborah are o poezie, în urmă Vanessa cu Naomi, vă lăuda pe Domnul cu o cântare. Și după aceste amintite dorim să ne apropiem și să ascultăm cuvântul Domnului despre binecuvântarea de copii. Domnul să ne ajute să ne facem o inimă bună. Să primim cuvântul lui Dumnezeu, să-l strângem și să înțelegem că și fără de Dumnezeu noi nu vom reuși niciodată. La sfârșit, când se va trage linie, așa cum tragem noi de fiecare dată la sfârșit de an, să vedem cât am câștigat sau cât am pierdut, vedem de multe ori că nu este chiar așa cum credem noi. Fără de Dumnezeu nu am și nu vom câștiga niciodată nimic. Amin.